Aproape 300.000 de lei au cheltuit pentru promovare online primii trei candidați cu cele mai multe voturi în cursa electorală la Chișinău, potrivit companiei Meta. Ion Ceban de la Mișcarea Alternativă Națională, Lilian Carp de la PAS și candidatul socialist Adrian Albu susțin că sumele cheltuite se regăsesc în rapoartele financiare prezentate la Comisia Electorală Centrală. Datele privind cheltuielile pe care le-au avut concurenții electorali pentru promovarea pe Facebook pot fi accesate ușor și sunt disponibile tuturor. Cifrele se regăsesc pe paginile oficiale ale candidaților în biblioteca de reclame. În acest compartiment aflăm că ultima postare sponsorizată a proaspătului primar Ion Ceban a costat cel mult 100 de euro. Timp de o lună, cât a durat campania electorală, Ion Ceban a avut 110 postări sponsorizate. Cel mai mult, între 1.000 și 1.500 de euro, a achitat pentru promovarea unui spot video publicat pe 31 octombrie. Передвигаясь на самокате, я чувствую пульс города. Вижу изменения в нем. Меня радует новый общественный транспорт. И скоро его будет еще больше. Я общаюсь с людьми и чувствую их поддержку. Potrivit companiei Meta, care operează Facebook, Ion Ceban a cheltuit timp de o lună peste 100.000 de lei pentru promovarea mesajelor electorale. Reprezentantul Partidului Acțiune și Solidaritate, Lilian Carp, clasat pe locul 2 după numărul de voturi acumulate, ar fi achitat peste 145.000 de lei. În campanie electorală, Carp a făcut 124 de postări sponsorizate. În această campanie am fost singuri care am venit cu un program cu soluții pentru probleme majore pe care le are municipiul Chișinău. Și candidatul socialiștilor Adrian Albu a cheltuit peste 62.000 de lei pentru promovarea pe Facebook. Prieteni, stimați locuitori a municipiului Chișinău, noi socialiștii optăm pentru un oraș multietnic, un oraș în care putem vorbi limba care ne place. Contactați pentru comentarii, Lilian Carp și Ion Ceban au transmis mesaje prin purtătorii de cuvânt. Toate cifrele, toate cheltuielile în campania electorală, indiferent pe ce instrumente sunt declarate, toate sunt publice și pot fi găsite în rapoartele declarate la Comisia Electorală Centrală. Toți banii sunt oficial declarați de pe contul partidului, care sunt din donațiile făcute. Pentru campaniile de sponsorizare pe pagina de Facebook a Partidului Acțiune și Solidaritate, pentru alegerile locale din Chișinău, au fost cheltuit 290.000 de lei. Și aici intră inclusiv și pagina domnului candidat și pagina fracțiunii PAS din CMC și a partidului și altor susținători care au susținut candidatul Lilian Carp. La alegerile locale din Chișinău, Ion Ceban a acumulat 132.802 voturi, Lilian Carp 74.074, iar pentru Adrian Albu au votat 11.875 de alegători.